Poftiți la microfonul liber, suntem în direct. Da. Da, eu sunt direct. Dacă vrei să audă mai tare. Ambulant. Știi, mă minunează indiferența, să zic, sau obrăznicia oamenilor care ajung în funcții de conducere la nivel național. Am impresia că toți ăștia vin, au venit până acum, vin, nu știu dacă ce face noua conducere, dar cei ce au, care au fost până acum au venit în funcție pentru a se îmbogăți sau a se juca, nu e clar. Unii, desigur, pentru a se îmbogăți, de exemplu, domnul Voronin, domnul Clocotniuc, domnul Șor, domnul Untilă Răducanu. Asta de acum, nu știu, domnul Untilă. Urecheanu. Domnul Urecheanu. Filat. Domnul Filat, absolut corect. Poate mulți, sunt mai mulți. Deci Gimpu. Dar eu de ce vorbesc în așa fel? Deci, a fost anunțat un concurs la funcție vacantă de judecător al Curții Constituționale. A decedat domnul judecător, n-am urmărit când, cum, dar și întâmplător aproape am aflat că este funcție vacantă și am încercat să găsesc anunț despre concurs. M-am adresat, în primul rând, monitorul oficial. Nimic. Mort. Noi am întrebat de unul de altul, da, ceva am auzit, dar nu știu unde e anunțul ăsta. Am sunat la CSM. Să-mi spune la magistratul, caut pe site. Am căutat pe site, n-am găsit. Eu, desigur... Dar cine trebuie să-l desemneze? Că ei 6 și câte 2 de la 3 instituții diferite, nu? Asta e din partea lor, am înțeles. Sistemul judecătoresc. S-a deschis, este vacant, funcție vacantă și ei au anunțat concurs. Eu, până la urmă, totuși am găsit. M-am dus la biblioteca asta de drept, strada armenească, da. Electronic. Deci ei mi-au găsit ziarul dreptul, unde a fost publicat anunțul ăsta. Adică a fost într-un ziar care nu știești, publicat, care nu știești, cineva că nu a pus la informație. Când au publicat, la deși pe site e foarte complicat să găsești, până la urmă l-am găsit, dar Oleg știe că eu cam complicat mă discut. Eu văd așa și să spune că nu, uite, vezi și pe site-ul fost. Cel important este că ei au anunțat concursul pe data de 14 iunie. Au publicat anunțul pe data de 15 iulie, peste o lună. După alegeri. Au anunțat că se depun documentele pe data de 12 iulie, august, 12 august. Areală trebuia să, ultima zi să fie, cum am mai scris în anunțul acela, că trebuia să fie dat 13 august. Am depus, am dovedit, am depus efortul și în 3 zile am strâns toate documentele, acolo erau mulțime, le-am depus și aștept. Aștept o zi, aștept două, știi, a expirat termenul concursului, așa. Nimic. A fost nevoit să mă duc la Consiliul Superior al Magistraturii, acolo nimeni nu știe nimic, noi nimeni. Eu am instat să fiu admis la președinte, că acolo deci, tot e complicat și nimeresc, n-au audiență, nimic. Nu, președintele CSM. Președintele Consiliului Superior al Eminescu 5. Magistraturii, doamna Nina Cernatului. Interimare, n-au președinte ieri. Dar n-ai nici Nina Cernat cine era? Nu mai știu cine era, doamna Pantin Capton sau cine e. Micu mai fost, da, sunt judecători acolo, Motuzoc e la procurori. Înainte, domnul Micu, deci ce s-a întâmplat acolo, nu mai omărit. Și de iată, am ajuns la doamna Nina, ea spune că nu știe nimic. Când vom face admiterea la concurs, poate să nu fie admis, au depus 15 persoane. Și nu știm când va fi admiterea. Că oamenii sunt concepți. Și eu atunci... Nu duc aminte legea
despre curtea constituțională, știi? Acolo e scris ceva de 15 zile. Termen scurt și clar. Da, că trebuie să fii numit judecătorul la funcția vacantă timp de 15 zile. Deci încercau ca să vă ducă în eroare și... Dar acela mort e de jumătate de an. Problema, și eu am... Nu, n-am îndrăznit să-i spun doamne Nina Cernacu, doamna Nina, încălpați legea. Așa. Și mă duc și ridic legea, iată, o am. Așa. Am ridicat-o, mi-au dat-o din internet. Nu știu dacă e, nu, n-a fost modificată redacția care am, iată. Și legea e din 1994, 13 decembrie 1994, dar nu știu, cu modificări. E de vârsta Constituției. Iată, aici sunt indicat și modificări, deci... Am găsit articolul 20. Și uite ce scrie, autoritatea competentă numește judecătorul în termen de 15 zile de data sesizării președintelui Curții Constituționale. Asta e punctul 2, articolul 20, dar punctul 1 spune că președintele Curții Constituționale timp de 3 zile științează autoritatea respectivă despre funcția a venit vacantă și autoritatea respectivă timp de 15 zile trebuie să numească funcția. Adică concurs trebuia anunțat în legem 20 și timp de 15 zile trebuia terminat și să fie numit om. După 15 zile deja se intră în funcție un nou... Da, da, un nou judecător. Dar redactorii ăsta, modificările, nu sunt eu modificările citat. Asta aici este, poate 2009 sunt. 2009, poate da, sunt și 2013. Deci, eu cred că varianta e... Deci, în 15 zile trebuia să fie, da, trebuia să fie la Curtea Constituțională. Iată, acum, iată, mă urmăresc evoluția luptei dintre actualul Parlament și Procurorul General al Republicii Moldova. Parlamentul a făcut modificări, a aprobat de Procurorul General, a declarat că el se va adresa la Curtea Constituțională în lupta lui împotriva Parlamentului și pentru dorința de a rămâne în funcție. Așa am presupus că o să ajungă la Curtea Constituțională. Dar eu mă gândesc și eu, ei contează pe Curtea Constituțională. Nu știu cum contează domnul procuror general, dar eu, de când urmăresc evoluția bătăliei acestea, iată, eu am ajuns la concluzia că procurorii în general nu cunosc legea penală, în primul rând. Iată, eu am un răspuns. Eu, după ce domnul procuror general a anunțat că și-a retras în dinuirile sau de la pentru Platon, povarea lui domnul Platon și de acum judecată la achitat, toate pe retragerea acestea în denuirile referitor la Platon a fost ilegală, după cât este o informat din dosarele cele a lui. Și nicio instanță de judecată nu i-a dat indicații, nu i-a dat un motiv procurorul general să fac concluzii că denuirile cele nu au fost dar totuși judecătorii au acceptat. Dar e, nu, păi judecătorii au acceptat. Deci când procuratura își retrage în denuirile, așa. Judecătorii sunt obligați să accepte. A, da. Ei nu pot să nu accepte. Acum și-o zic. Judecătorii spun, nu, că aici este nu pot, nu pot. Procuratura, fără învinuirea procuraturii, nimeni nu poate fi judecat. Deci judecătorul nu poate să spună, nu se retrage că este. Nu. Odată și procurorul și-a retras, asta e problema procurorului. Judecătorii nu au nimic, ei trebuie să accepte. Da, mi-amintesc că Matai cerut să procedeze la fel în cazul Matale, în dosarul Matale. Chiar dacă zici că e ilegal. Auzind, nu, păi stai în cazul lui Platon. Okay. Eu auzând despre cazul Platon, neștiind multe despre acest caz, am scris și eu. Poate zic procurorii le-a venit mintea la cap și au adus aminte. Ei spun că nu poți, spuneau până nu de mult că nu poți să retragi învinuirile. Dar pentru Platon s-a putut. Dar pentru Platon s-a putut și conform și se poate conform legii. Ia uite, ei dacă deschizi, eu am înțeles că ei nu cunosc. Articolul 20 din codul de procedură, articolul 320 din codul de procedură. Sau poate nu spun nou, poate nu știu pentru ei. E, da, nu, asta e de mult articol. 320, atât îl găsim și îl știm. 320, e foarte interesant articol și lumea trebuie să-l știe. Ia uite. Participarea procurorului, se numește, iată, 320, da? Articolul 320, iată, suntem, avem codul de procedură, da. Și citim punctul 5 al articolului 320. Dacă în procesul judecării cauzei, ansamblu de probe, cercetate de instanță de judecată, adică dosarul în judecată, da. Nu confirmă învinuirea adusă inculpatului, procurorul este obligat să renunțe parțial sau integral la învinuire. Adică
că, adică... Ce-ți mai trebuie? Dacă nu găsești îngănuiri, el trebuie să retragă... Chiar dacă nu trimesc, dacă o trimesc chiar în instanță, procurorii dosarul, și în instanță stabilești că, băi, nu există vină. Da, nu poate fi dobit de vină, procurorii sunt obligați să retragă... Dar cum putea să o trimită în judecată, cum putea să emită rechizitor dacă... Interpretat greșit o probă. A fost o greșeală. Am înțeles. A fost mituit cel care... Deci e admisă și așa variantă. Dar procurorii stau fermi. Să astăzi, că nu poți să te amestici în examinare. Actul de justiție, da. Dar deodată și l-ai trimis. Și ia uite. Eu am scris, știind în principiu, dar nu le-am scris. Când eu m-am scris la procuratură, nu le-am scris despre articolul ăsta. Mhm. Și iată, ai invocat doar practica, dosarul Platon. Trage acuzațiile ilegale și aberantele din cauza numărul octar. Pe data 25 iunie am depus, 2021, 25 iunie. Ia uite, vezi? 25 iunie. Pe data de 14 iunie, 25 iunie. Pe data de 14 iunie, dar poți... O lună înainte, de la, pe data 24 iunie, cu data de 24, dar nu, sigur, nu, a fost o greșeală, băieți, acolo. Am primit un răspuns că cererea ta e neîntemeiată. Deoarece nu mă poate... Cererea ta de mâine e neîntemeiată, da? Astăzi, de-a două zi. Conform legii, numai în prima instanță poți să te adresezi, să retragi, procurorii pot, numai în prima instanță, să retragi învinuirile. Și peste o lună scrie și domnul, iată, de-am cum... Vici procuror, Igor Serbinov, îmi scrie tot aceeași, 14 iulie, ia uite, totodată evocăm, și-o mai scrie aici, desigur, foaie verde, totodată evocăm că conform legislației în vigoare, renunțarea procurorului la învinuire se face doar în cadrul examinării cauzei penale în fond, adică în prima instanță. Aici, în articolul ăsta, 320, domnul Serbinov nu știe. Și nu știe, el dovedește prin răspunsul ăsta că nu știe articolul 320 și nu știe test capitolul 2, titlul 2 al codului procedurii penale. Sau crede că dumneavoastră nu știți? Deoarece aici nu-i scris nimic despre instanța de fond. Ba mai mult ca atât, uite ce scrie. Condițiile generale a judecării cauzei. Adică nu are nimic cu instanța de fond. Adică orice, în orice instanță. Și la orice instanță. Asta e clar tot aia. Deci eu am făcut concluzii și după asta băieții mie mi-au spus domnii ăștia, unul din ei, nu o să-i numesc, mi-a transmis, că zis că eu îi cunosc pe acel care mi-a răspuns o lună în urmă și pe domnul Serbinov foarte bine, nu vreau să spun, mă rog, unde dea deci pe urmă. Ai spus odată că ți-a fost elev. Da, eu am fost studentul meu. E de sigur unde a ajuns el și unde am ajuns eu, dar mă rog. Ce vreau să spun, am înțeles că domnul Adam, primul a fost și domnul Serbinov, au primit indicații directe de la procurorul general. Să-mi răspund așa cum mi-au răspuns. Adică, eu am făcut concluzie că nici domnul Adam, nici domnul Serbinov, nici domnul procuror general nu cunosc legea. De ce? Pentru că nu e vorba numai de articolul 320, titlul 2 al codului procedurii penale, dar uitați la ce articole frumoase sunt în codul procedurii penale în favoarea cetățenilor. Dar nimeni din procurori nici nu vrea să audă de ei. Și de ce uitați? Ar scădea statistica de condamnări dacă s-ar invoca și asta, nu? De asta ei le ignoră, da, băi, ca să aibă statistică mai bună. Băi, desigur, ei intentează, undeva la dezbaterile astea în Parlament, s-a spus că procurorii anual, eu am făcut o concluzie din ce s-a afirmat, procurorii anual cam intentează la noi 40.000 de dosare. Ei s-a aproape, domnul Nantoi a spus că la o dezbatere televizată a spus că zvonă 100 de procurori. Alții spun că 650, alții 750. Nu știu eu precis cât. Poate spus auxiliare lor. Nu, sunt apropo 250 de persoane, sunt persoane care asigură activitatea procurorilor. Dar uite, deci... Vreți articolul? Iată, deci articolul, punctul 4 din articolul 53, indexul 1, punctul 4, începem de la 4. Procurorul general poate da instrucțiuni cu caracter general procurorului. Uite, asta ei se crușesc
că nu știu de așa articol. Că s-autonom față de că autonom, da, ei sunt independenți, ei fac ce voși, procuror general zice. Că... Dar eu nu știu nimic. Nu mă bag, nu mă interferez. Nu mă bag. Dar ce înseamnă asta caracter general? Păi iată, furtul miliardilor. Eu știu că mie mi-au zis procurorii că ei l-au rugat procurorul general, auzi, i-au sugerat că el să conducă ancheta în cazul furtului miliardilor și dilapidării la bănci, ca să-și ridice ratingul. Și domnul Stoianov l-a refuzat. Mai mult ca atât, el n-a făcut o echipă de procurori care să ancheteze aceasta. Și nu există un procuror care să răspundă pentru problema aceasta anchetării dintr-un punct concret a dilapidărilor de la bănci din bugetul Republicii Moldova, a miliardelor, nu miliardului, dar miliardului. Iată! Una, domnul procuror general spune că, iată interesant, când face evaluarea procurorului general, ar trebui să fie întrebat, dar câte domnul procuror general să da dumneavoastră instrucțiuni cu caracter general în anchetele penale? Asta e foarte important, e o funcție colosală, e o importantă. Și care au fost instrucțiunile și în ce caz? Da, păi concret, concret, iată, poate determinat, voi cât ați făcut? Ia 2 ani de zile tu te afli în funcție. În timpul ăsta, câte instrucțiuni cu caracter general ai dat? El poate să zică niciuna. O, atunci, asta înseamnă ce? Nu-și face? Datoria. Nu, bai, dar trebuie să dovedească. Hârtii. Asta nu poți așa pe diei, știi, știi. A, și dacă ai făcut hârtiile și el atunci trebuie să ai niște acțiuni după asta. Da, trebuie să primiți, le expediezi procurorilor subaltieri, din Dragoni. Și atunci ei sunt obligați că după asta să se schimbă. Și ei să conducă de indicațiile. Poate întrebare. Da, stai. Mai departe, iată-l. Pentru toți, punctul K. Punctul K al articolului, același articol 53-1. Acest articol 53, cu dar cu indicele 1, este mortal pentru activitatea procurorului general, pentru activitatea procurorilor șefi, pentru activitatea în general a procurorilor. Ei aici nu fac nimic ce este scris în acest articol. Deci, uite, pentru toți procurorii din cadrul sistemului procuraturii, procurorul general este procuror ierarhic superior. E șeful lor. E șeful atât. Gata cu autonomia lor. Da. Și ce înseamnă asta? Că domnul procuror general aici... Răspunde uitați, pentru ce eu. Da. Poate cere de la procuror ierarhic inferior pentru control. Dosare penale. Poate cere orice dosar, procuror general. Retrage prin ordonanță motivată în cazul prezutele materiale cauzele penale. Repartizate și retransmite altui procuror. Adică ce, se retragă de la unul și de la altul. Și să se iei, da. Retrage prin decide în termen de cel mult 15 zile prin ordonanță motivată asupra contestațiilor depuse de procurorii interior. Da, dacă cineva are o contestație asupra lui, nu, asupra altora, da? Da. Subalternilor, da. Anulează total sau parțial, modifică sau completează prin ordonanță motivată în condițiile prezentului cod aspecte actele procurorului ierarhic inferior. Poate să anuleze? Poate să anuleze, poate să le schimbe, poate să facă ceva. Are cam multă timp. Păi, dar nu le face. Mi se pare cam exagerat. Nu, așa și trebuie să fie. Asta jurnaliștii noștri au adus la aceia procurorii. Și ce? Băi, lăsați-i în pace, cum zice un avocat. Să răspunde ea pentru toți, lasă-mi zice. Ei nu s-au autonom, nimic. Și în Constituție e scris că ei activează ierarhic subordonați ierarhic. Ia uite, mai departe, soluționează cu un ordonanță motivată abținerile și recuzările procurorilor. Deci dacă un procuror inferior are o problemă, dar dacă are o problemă cu dânsul procuror superior, ce faci? Hai, stai. Asta e, deci procuror superior scrie procurorul general. Procurorul general rezolvă, dacă nu-l aranjează nici pe atunci, cum rezolvă procurorul, se duce la instructorul de instrucții. Da. Aude, așa. Examinează plângerile depuse împotriva actelor și acțiunilor procurorilor. Iată, eu am scris plângerile. Am scris mult plângeri cu numele procurorului general. Niciuna n-a examinat-o personal. Îi trimite tot la aceea pe care te plângi. Și așa procedează toți. Necătând că asta nu este corect. Și dacă te plângi pe procurorul general, cine trebuie să iei asta, să soluționezi? Tot procurorul general? În general, noi în țară nu are sens să plâng. Iată, eu în timpul apropiat, o să mă plâng. Iată, în timpul apropiat, o să auziți, eu o să mă plâng în timpul apropiat. Iată, o să rog pe Oleg să meargă cu mine să înregistrăm documentul respectiv. Reține materiale, cauze penale, cauzele penale pentru executarea
Executăm ei penale în mod personal. Auzi? Reține, poate să efecteze personal procuror general în mâine penal. De ce? Eu consider că domnul procuror general ar trebui să-și asume. Dar domnul Rotaru, dar nu are cam... anchetele penale în domeniul furtului. Nu are cam mare putere, nu știu, nu are cam prea multă responsabilitate procuror general. E bine pentru că cineva e răspunzător și... Omul Taman acum vrea să-i reproșez că nu a folosit deloc din instrumentele astea, nu a făcut nimic. Așa e în toată lumea. Așa e tot, numai Moldova, nu știu de ce, și posibil parțial în România, procurorii se consideră niște vaci, ca niște vaci sfinte, ca indușii. Consideră vacile sfinte, așa și la noi procurorii, nu știu ce, jurnaliștii da, le-au zis... Eu văd foarte multă putere, nu știu, procurorul general are așa... Corect, așa și trebuie să fie, pentru că de procurori depinde viața, libertatea, justiția, sănătatea, și averea oamenilor. Da, dar e mare riscul de greșeală când totul e concentrat în mâna unui singur om. Stai, e despotism. Poate fi și corupt, poate fi și incompetent. În țările civilizate, procurorul general se numește pe regulă de președinte sau de parlament. Și este controlat foarte strict. Iată, în Constituția Ungară, direct e scris în Constituție. Că procurorul general își dă dare de seamă în fața parlamentului. Parlamentul numește? Și, da, și este numit de parlament la propunerea președintelui țării. Așa, și în România cum? Și în România, procurorul general este numit de președinte la propunerea ministrului justiției. La propunerea ministrului justiției. Ministrul justiției poate să propună și la care nu poate dură. La noi, de ce n-ar putea propune ministrul justiției? Pentru că trebuie schimbat Constituția pentru asta, nu? Da, trebuie să schimbat Constituția. Dar la noi, și deci, iată astăzi, ce mai interesant este și un articol foarte, iată, primul articol, iată, să vezi ce e interesant. Nimeni nu vrea să nici să aduc aminte. Eu cred că ei știu, dar ei cred că alții nu știu. Nu știu, ei ignoră. Unii nici nu știu, pentru că, iată, eu la cerere... Știu toți, dar ei nu vor să se aplice. La plângerea aceea... Ce, nu ești nevoleg? Posibil. Mai multe explicații. O să anexez un rechizitoriu. Un rechizitoriu, știți, aberant total. Dar mie mi-au spus că aia și... Rechizitoriu înseamnă toate actele documentele. Actul de învinuire. Înainte de a trimite în judecată. Concluzia anchetei. Concluzia, da, anchetei. Rechizitoriu este aberant total. Dar mie mi-au spus că lasă-o place că asta e încă ești. Mai sunt și multe altele, mai idiotete ca asta. Rechizitoriu e făcut la droghe. Și atât primul punct, articolul 1, punctul 3. Organele de urmărire a codului de procedură penală. Organele de urmărire penală și instanțele de judecătorie și instanțele de judecătorie în cursul procesului sunt obligate să activeze în așa mod încât nicio persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată și că nicio persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrângere. Care sunt măsurile procesuale de constrângere? Te cheamă la... Cea mai importantă măsură asta e... Arestul. De a părăsi țara. Arestul e cel mai important. Arestul la pușcărie și arestul la domiciliu. Și sechestru, poate? Sechestru, mă rog, poți să-l scoate. Sigur, sechestru, dar pentru persoană, pentru om, pentru personalitate, cea mai... regresă. Măsură este, deci... Privarea de libertate. Privarea de libertate. Consider în principiu că asemenea măsură trebuie să fie aplicată față de persoane ca excepție. În cazul când omul deci a fost arestat în flagrant, când poate a săvârșit un omor, o tentativă de omor. Ceva grav, da, potriva societății. În rest, cum ei arestează businessmanii, cum îi țin până să dezic de abie și așa mai departe, în general, în problemele financiare și de, legate cu averi, oamenii nu trebuie arestați. Deoarece, nu sunt periculoși, poți să-i interzici să păsvesească țara, dar chiar dacă părăsi țara, poți să-l găsești până la urmă. Când se termină ancheta, iată cum în România procedează. Pe oameni nu-i arestează ca regulă, îi arestează numai după ce se expune Curtea Supremă de Justiție a României, care se numește în alta curte de casație. Pare că le apără demnitatea mai bine, știu, tot că îi arestează în principiu, după ce... sentința devine irevocabilă. Respectă prezumția de nevinovăție. Respectă prezumția de nevinovăție ca regulă. Au fost și acolo cazuri, dar acum se conduc de acest principiu destul de fier. La noi... Da, dar vreau să întreb ceva. Dar nu e un abuz ăsta că procurorul, dacă vrea să retrage cazul, cum ați dovedit dumneavoastră, învinuire, dar judecătorul n-are voie să spună, nu, lasă cazul pentru că există o bază. N-are voie.
Și cum crezi că e bine așa, nu cumva? E bine, e bine. Cum, știi că este un problem, mai bine să fie achitat 10 decât închis 1. Pe nedrept. Pe nedrept, pe nedrept. Judecătorul ar putea să facă un abuz în cazul ăsta sau ce? Nu, judecătorul, așa e. Omenie, de când de la Roma, antică Grecia, antică... Deci, principiul, mai bine să fie în libertate... Numai procurorul poate să spui, iată, domnul judecător, eu v-am adus persoana, iată, e actul de învinuire și dumneavoastră hotărâți. Am dreptate eu sau el. Și gata. Judecător, dacă procurorul zice, domnul judecător, eu am greșit. Eu îmi retrag în idee. Gata, judecătorul trebuie să zică, accept. Demersul procurorului de retragere, închid dosarul și la revedere, băieți. Mai mult nu poți să revii la dosarul ăsta. De ce? Ușor eu am făcut un dosar. Dar dacă există suspiciune... Ușor eu am făcut un dosar, că în baza căruia nu poate fi condamnat. Mai devreme sau mai târziu, iată de ce la cacul acolo. Nici așa nu puteau, nici așa nu puteau. Și ei au ținut și nimeni nu vrea să intre în esența acestui dosar, pentru că ei au făcut așa dosarul, cred că le-au făcut și la ăștia, la Damir și la alții, ca mai devreme sau mai târziu, rechizitorul slab să fie achitat. Și acum dacă l-au mutat sau să ajungă chiar la CEDO și vor fi achitat. Să plătească despăgubiri. Costat un an închis. Acesta este un mecanism care ei astăzi îl folosesc. Și mai ales vor fi achitați și vor urla că sunt perseptați politic. Păi și Platon am înțeles că a cerut azil politic, așa că sunt calea asta merge. Da, da, da. Slab, că a fost anchetat pe nedreier. Am înțeles și domnul Stoinov cam speră la așa soartă. Și plânge că e persecutat pe motive etnice. Se va plânge, da. Hai acum în concluzie că mi se termină bateria. Stoianoglu probabil o să fie dat afară, că nu o să treacă... concursul acela, sau cum se cheamă, evaluarea. El trebuie să fie dat. Și concursul pentru Curtea Constituțională se tergiversează chiar dacă au trecut mai mult de jumătate de ani de când a murit omul. Da. Și nu știi dacă o să termine de grabă, o să fie pe ascuns. Așa, să spun ceva. Nu, nu o să fie pe ascuns, că eu particip acolo. O să particip la acel concurs. Trebuie măcar participanții să fie informați. Da, da. În orice concurs trebuie să participați de asta. În orice concurs trebuie să fie un criteriu foarte important. Concurent? Da, da. Înregistratul, depus dosar, de-am nu știi. În cât timp diferite dosare s-au soluționat? Sunt să organizeze, nu știu. Timpul e colosal. Sunt dosare care au fost închetate și 10 ani, iată, eu 15 ani sub anchet. Eu 15 ani sub anchet. Ultimul al meu dosar a fost unul clasat în 2020. Dar au fost început în 2005. Timp rezonabil, zice Curtea Europeană. Își duși-l cată cât e timpul rezonabil. Europeană este foarte interesant. Eu o să vorbim mai pe urmă. De-am altă dată, pornim alt live. Acum trebuie să termin, că se închide bateria. Da, o să-i vorbim la toți.